O să vorbim puțin despre ceea ce înseamnă statul paralel. Mi se pare important să menționez că acest stat paralel este o comunitate, o comunitate a oamenilor care au bune intenții, o comunitate a oamenilor de bine, care doresc să schimbe viața în bine. Putem să ne referim și la acea trezire spirituală a fiecăruia dintre noi, la faptul că ne dorim ceva mai bine pentru noi, ceva mai bun pentru ceea ce ne înconjoară și că facem tot ceea ce putem să aducem binele în viața noastră, dar nu numai viața noastră, și a celorlalți din jur. Eu sunt un exemplu viu, am înființat toate aceste ministere și am înființat acest stat paralel ca să demonstrez că se poate, că atunci când eman bunătate, să zicem, binele răspunde și răspunde foarte frumos. S-a creat o comunitate extrem de frumoasă în jurul meu. Sunt oameni care mă sună din Jamaica să-mi urez o zi frumoasă și care sunt plini de viață și la ei e însorit și frumos și îmi trimit filmulețe de acolo. Sunt oameni care mă sună din Algeria, care mi-arată ce mănâncă, mâncăruri delicioase și mi-arată și casele lor și mi-arată și experiența lor de viață și ce fac în fiecare zi. Iar acesta este un lucru minunat. Statul paralel înseamnă o lume mai bună, oameni buni. Și pe Facebook, lumea este la fel cum este lumea de afară. Veți întâlni oameni buni sau oameni răi. Depinde de voi ce vă doriți să întâlniți. Eu mi-am dorit să întâlnesc oameni buni și sper ca pe pagina mea de Facebook să întâlniți numai oameni buni, să primiți numai informații valoroase. Vă mulțumesc!